În această săptămână, la Mapamond creștin, israelienii celebrează moartea celui care a pus la cale masacrul din 7 octombrie. În cele din urmă, după un an, armata israeliană l-a găsit în ascunzătoarea sa pe liderul grupării Hamas, Yahya Sinwar. Vă vom arăta cum l-au prins și motivul pentru care Benjamin Netanyahu spune că acesta ar putea fi începutul sfârșitului războiului din Gaza. Război politic și spiritual în Iran. Veți afla de ce anume crește numărul iranienilor care doresc sfârșitul regimului din Teheran și cum este motivată biserica clandestină să împărtășească Evanghelia din cauza posibilității izbucnirii unui război. Cea mai importantă descoperire în Israel după manuscrisele de la Marea Moartă. Vă vom arăta mozaicul de la Megiddo, expus la Muzeul Bibliei și vă vom spune cum redă acesta istoria creștinismului timpuriu. Bun venit la Mapamond creștin! Începem cu Orientul Mijlociu, unde israelienii celebrează moartea lui Yahya Sinwar, creierul atacurilor brutale ale organizației Hamas din 7 octombrie anul trecut, masacrul cel mai grav asupra evreilor de la Holocaust încoace. Forțele israeliene l-au ucis pe Sinwar în orașul Rafah, din fâșia Gaza, după ce a scăpat de armata israeliană cu mai bine de un an în urmă. Șeful biroului de știri CBN din Orientul Mijlociu, Chris Mitchell, ne aduce mai multe informații din Ierusalim. La scurt timp după primirea veștii, sărbătorile israeliene au început la Zidul de Vest, în posturile armatei israeliene din Gaza și în întreaga țară. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a spus că nu este sfârșitul războiului din Gaza, dar este începutul sfârșitului. El s-a adresat direct oamenilor din Gaza. Am un mesaj simplu. Acest război s-ar putea termina chiar mâine. Se poate termina dacă Hamas își depune armele și ne returnează ostaticii, iar Israelul va garanta siguranța tuturor celor care ne returnează ostaticii. Dar pentru cei care ar face rău ostaticilor, mai am un mesaj. Israel vă va urmări și vă va aduce în fața justiției. Sinwar a planificat masacrul din 7 octombrie, unde aproape 1200 de persoane israelieni și alte naționalități au fost măcelăriți și peste 250 au fost răpiți de teroriști, printre care se aflau și americani. În această zi, gândurile noastre sunt cu familiile celor uciși sau răpiți din cauza lui Sinwar. Purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, Hagari, a explicat că tinerii soldați care l-au ucis nici măcar nu și-au dat seama că îl urmăreau pe Sinwar. O dronă a armatei israeliene a pătruns în casa în care se ascundea Sinwar și a surprins ultimele momente. Deși armata israeliană și-a îndeplinit angajamentul de a-l aduce pe liderul terorismului în fața justiției, Hagari a spus că munca nu este finalizată. Nu ne vom odihni până când nu vom aduce acasă toți ostaticii noștri prin orice mijloace și vom continua să acționăm până când ne vom îndeplini toate misiunile de apărare a poporului Israel. Unii se tem că Hamas ar putea ucide toți ostaticii. S-ar putea să-i ucide sau să facă ceva rău din cauza uciderii lui Sinwar și de asta mă tem. Președintele Biden a declarat că deja vorbește despre viitor cu Netanyahu. Este timpul ca acest război să se termine și să aducă ostaticii acasă. Departamentul de stat al SUA l-a considerat pe Sinwar a fi obstacolul major pentru încheierea războiului din Gaza. El nu doar că a lansat acest conflict, ci în ultimul an a refuzat sistematic eforturile Statelor Unite și ale partenerilor noștri de a-i pune capăt. Unii din Gaza sunt triști pentru moartea lui Sinwar, dar alții o văd ca pe o șansă de a pune capăt războiului care le-a devastat atât de mult viețile. Nu mai există niciun motiv pentru ca ei să continue războiul. Când am auzit vestea despre Sinwar, este adevărat că eram triști pentru el, dar în același timp eram fericiți că războiul s-ar putea termina. Netanyahu spune că acesta este într-adevăr momentul să se pună capăt războiului, nu doar împuternicitului iranian Hamas, ci întregii axe a răului a Iranului. Toți cei care caută un viitor de prosperitate și pace în Orientul Mijlociu ar trebui să se unească pentru a construi un viitor mai bun. Împreună putem învinge forțele întunericului și putem crea un viitor de lumină și speranță pentru noi toți. Pe
Pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre Israel și Iran, mai mulți iranieni cer în mod deschis statului evreu să ia măsuri împotriva regimului din Teheran. Între timp, neliniștea îi motivează pe creștinii din Iran să vestească Evanghelia cu mai multă îndrăzneală. George Thomas de la CBN vine cu mai multe detalii. Reza Pahlavi îi îndeamnă pe vecinii Iranului din Orientul Mijlociu să se opună influenței Teheranului, să sprijine eforturile de război ale Israelului și să doboare dictatura. Regimul de la Teheran este responsabil pentru moartea a sute de mii de inocenți, iranieni, arabi și israeliți, creștini, musulmani și evrei. Pahlavi, fiul ultimului șah al Iranului, a spus pe rețelele de socializare că majoritatea iranienilor vor să-și vadă propriul guvern opresiv înlăturat. Așa că vă spun vouă, prietenilor noștri din Orientul Mijlociu, regiunea noastră merită mult mai mult. Dar pentru a reuși, mai întâi, acest regim, care ne-a ținut ostatici de aproape jumătate de secol, trebuie să plece. În timp ce unii iranieni susțin totuși acțiunile militare împotriva Israelului. Dacă Israelul reacționează la acțiunile Iranului, Iranul va riposta și va distruge Israelul. Pahlavi susține că majoritatea compatrioților săi ar saluta acțiunile direcționate împotriva regimului. El le spune iranienilor că adevăratul inamic este propriul lor guvern condus de Ali Khamenei. Tiranul din Teheran își manifestă războiul prin naționalism iranian. Dar nu vorbește numele națiunii noastre. Crimele pe care regimul său le-a comis împotriva dumneavoastră, vecinilor noștri, sunt un afront la adresa iranienilor și a valorilor noastre. Premierul israelian Benjamin Netanyahu și-a exprimat recent speranța de pace între țara sa și Iran, sugerând că un viitor Iran liber ar putea duce la o nouă relație între cele două națiuni. Când Iranul va fi în sfârșit liber și acel moment va veni mult mai devreme decât cred oamenii, totul va fi diferit. Cele două popoare antice, poporul evreu și poporul persan, vor trăi în sfârșit în pace. Cele două țări ale noastre, Israel și Iran, vor fi în pace. Transform Iran vestește puterea transformatoare a Evangheliei în fiecare colț al Iranului. Lama Silk conduce Transform Iran, organizație care operează în interiorul țării, împărtășind mesajul Evangheliei. Ea spune că revoltele recente împotriva regimului demonstrează că iranienii își doresc o schimbare politică mai mult ca niciodată, chiar până la punctul în care ar fi dispuși să moară pentru asta. Este o luptă grea, dar ei sunt dispuși să o poarte, sunt dispuși să plătească orice este nevoie pentru a doborâ guvernul lor. Am văzut iranieni apelând la rețelele de socializare, invitând Israelul să-i atace pe propriul pământ. Videoclipurile din Iran au arătat oameni cântând și dansând după asasinarea lui Hassan Nasrallah. Silk adaugă că majoritatea iranienilor nu împărtășesc animozitatea guvernului față de Israel. De la preluarea puterii în urmă cu 45 de ani, clericii regimului au etichetat Statele Unite drept Marele Satan și Israelul drept Micul Satan. Am fost crescută în țară și am fost condiționată să urăsc Israelul și America. La școală trebuia să ne trezim în fiecare dimineață și să cântăm Moarte Americii, moarte Israelului. Toată învățătura noastră, educația noastră, toată propaganda în știri pe pereți, totul a fost pus la punct pentru ca noi să urâm aceste două țări și totuși, oricât de mult încearcă guvernul, ei nu își pot întoarce oamenii împotriva acestor țări. În timpul unui interviu acordat echipei de știri CBN, Pahlavi a spus că, în ciuda încălcărilor continue ale drepturilor la libertatea religioasă a Iranului, oamenii se îndreaptă în număr foarte mare către credință, în special spre creștinism. Discriminarea a început împotriva minorităților religioase. Evreii au fost primii, urmați de Bahai. În ultimul timp, în cea mai mare parte, creștinii sunt vizați. Iranul are probabil acum cea mai rapidă creștere a credinței în creștinism față de orice altă credință pe care a avut-o țara. Avem sute de biserici clandestine. Silk spune că potențialul de război determină un sentiment de urgență în rândul creștinilor clandestini din Iran de a-și împărtăși credința. Vorbim despre război, vorbim despre o suferință inimaginabilă care va veni în Iran, așa că ar fi bine să ne grăbim să ne asigurăm că toți oamenii pe care îi iubim știu cine este Isus și ce a făcut El pentru ei înainte de a fi prea târziu.
O descoperire antică ne dă informații despre Biserica Timpurie. Mozaicul de la Megiddo are aproape 2000 de ani. Potrivit experților, mozaicul a decorat unul dintre locurile antice de închinare cele mai mărețe din Israel. Michel London de la CBN ne duce la Muzeul Bibliei pentru a ne arăta acest fundament al credinței. Aici, la Washington DC, vedem deja dovezi despre modul în care acest mozaic de 1800 de ani, conservat într-un mod minunat, readuce la viață începuturile creștinismului. De la recenta sa premieră la Muzeul Bibliei din Washington DC, curatorii spun că expoziția a atras deja mii de vizitatori din întreaga lume. Acum am redescoperit-o și am ajuns să fim martori ai creștinismului atât de îndepărtat. În spatele fiecăreia dintre aceste artefacte originale se află o poveste uimitoare care se întinde de-a lungul generațiilor. Este incredibil. L-au descoperit în sfârșit, ceea ce este destul de semnificativ. De la adolescenți la profesori de istorie. Cu siguranță această expoziție a fost partea mea preferată. Am văzut dorința de a învăța. Ceea ce vă predăm este un artefact. Ceva care este real și ceva care, cel mai important, este interesant și cu adevărat profund pentru studenți. Când am auzit despre acest mozaic și am citit povestea sa, m-a entuziasmat foarte mult. Istoricii precum Dr. Bobby Duke descriu mozaicul de la Megiddo drept cea mai mare descoperire din Israel după manuscrisele de la Marea Moartă. Ce nu știu oamenii despre acest exponat? Aș spune că întrebarea care ni se pune cel mai des este dacă este real. Acesta datează din secolul al III-lea, din 230 înainte de Hristos. Aceasta a fost perioada premergătoare vremurilor în care creștinismul a fost recunoscut ca religie oficială în Imperiul Roman. Mozaicul de la Megiddo prezintă o masă folosită pentru comuniune și un design care arată doi pești, simboluri timpurii ale creștinismului cu modele geometrice lucrate manual. Pentru a face modelele pe care le vedem, chiar și în jurul acestei podele, aici, necesită ore, ore și ore de muncă. Mozaicul a decorat probabil una dintre cele mai vechi săli de rugăciune creștină din Megiddo, un oraș situat în Canaan. În anii 1940, acest loc de cult antic a fost îngropat sub o închisoare de maximă securitate nou construită, unde a rămas timp de aproape 60 de ani. Apoi, în 2005, arheologii l-au redescoperit accidental. Ei doreau să facă niște construcții și ori de câte ori faci construcții în Israel, trebuie să faci o săpătură arheologică de salvare pentru a te asigura că nu construiești pe ceva semnificativ. Au excavat cu grijă mozaicul, ascunzându-l în siguranță în nordul Israelului, până când l-au adus aici cu avionul pentru prima sa apariție publică. Arătați-ne câteva caracteristici interesante, cum ar fi inscripțiile. Prima de aici este dedicată unui bărbat pe nume Gaianus. Istoricii spun că Gaianus a fost un sutaș roman care a ajutat la finanțarea podelei și mesei din mozaic, o rară demonstrație de unitate între romani și creștini. A doua inscripție descrie câteva femei cheie în creștinismul timpuriu, în timp ce a treia marchează efectiv istoria. Masa e dedicată lui Dumnezeu Iisus Hristos. Acest fragment, Dumnezeu Iisus Hristos, apare în al cincelea rând al inscripției și este de fapt o formă scurtă. Așadar, literele care au linii peste ele sunt de fapt un mod respectuos de a scrie acele cuvinte. Doctorul Duke crede că aceste scrieri timpurii sunt dintre primele care arată credința în divinitatea lui Isus, cu această inscripție de la o femeie creștină identificată drept Akeptous, care spune Dumnezeu Isus Hristos. Mozaicul de la Megiddo este unul despre care el speră că va deschide o lume de posibilități pentru descoperirile viitoare. Cred că lucrul care mă entuziasmează cel mai mult este că nu știm niciodată ce va dezvălui și ce va demonstra următoarea săpătură. Nimeni înainte de 2005 nu ar fi visat vreodată că am fi putut găsi ceva la fel de frumos și semnificativ ca acesta. Oare ce mai urmează? Expoziția Mozaicul de la Megiddo este expusă la Muzeul Bibliei până în iulie 2025. După aceea, curatorii spun că ar putea călători în alte muzee din SUA, înainte de a se întoarce acasă pentru a fi comemorată aproape de locul său original din nordul Israelului. <fie->
În urma unor inundații devastatoare care au lovit sudul Braziliei în această vară, eforturile de recuperare continuă. Echipele Operation Blessing au ajuns foarte repede în comunitatea Santos Dumont, pe care o influențează chiar și în prezent. George Thomas de la CBN vine cu detalii din Rio Grande do Sul. Paolo și Daisonara Bardo sunt încă afectați emoțional când își amintesc de acea zi dificilă de la mijlocul lunii aprilie, când inundațiile au devastat comunitatea lor de aici, din sudul Braziliei. Din primul moment, în fiecare minut, în fiecare secundă, Dumnezeu ne-a spus să ne încredem în El. În timp ce Paolo mergea cu barca în zonele inundate, își amintea de distrugerea frizeriei lor și de casele din jur și de sentimentul de neajutorare pe care l-a simțit. Am deschis ușa și am văzut că totul fusese distrus. Nu ne-am așteptat să mai găsim nimic ce să mai poată fi salvat. Apa a ajuns până la tavan și a cauzat distrugeri majore. Nu am sperat că vom mai putea reconstrui vreodată. Afacerea lor de 4 ani a fost acoperită cu un strat gros de noroi și toate bunurile lor au fost distruse. De la bun început, Dumnezeu ne-a spus să ne încredem în El. Nu am știut cum să am încredere în mijlocul distrugerii. Dumnezeu a adus oameni din toate părțile pentru a ne ajuta. Operation Blessing a desfășurat oamenii la fața locului în doar câteva zile, care au aflat de dificultățile prin care trecea familia Bardo și au intervenit imediat pentru a ajuta. Nu am fi putut reconstrui fără ajutorul organizației Operation Blessing. Am fi putut încerca să refolosim o parte din lucruri, dar nu prea am avut ce salva. Fără ajutorul lor, nu am fi reușit. Operation Blessing a adus mobilă nouă și scule, ajutându-i să repună pe picioare afacerea, care acum mai susține alte 3 familii de frizeri. Pe ușa afacerii lor au pus un semn pe care au scris cu mândrie: acest loc e un rezultat al miracolelor lui Dumnezeu. Răspund clienților mei că ceea ce a făcut Dumnezeu în frizerie prin Operation Blessing a fost un miracol. Am avut parte de acest miracol în afacerile noastre și în familiile noastre, unde a fost multă disperare, iar Dumnezeu a adus speranță prin Operation Blessing. De la mijlocul lunii aprilie până la sfârșitul lunii mai, în această regiune din sudul Braziliei, cota apelor a ajuns la 40 de centimetri în urma ploilor. În esență, inundațiile au afectat mai bine de 90% din întregul stat. Operation Blessing a decis să vină în comunitatea mică numită Santos Dumont și primul ajutor acordat comunității a fost acela de a reconstrui biserica. Pastorul și-a pierdut orice speranță, nici măcar nu s-a așteptat să se mai întoarcă. Când am văzut că biserica și comunitatea au fost distruse, nu m-am mai gândit că va exista o modalitate de a o reconstrui. Atunci Operation Blessing l-a abordat cu un plan de reconstruire. Domnul a adus oamenii de la Operation Blessing de foarte departe pentru a lucra împreună la o reconstruire. Dacă ne-am fi bazat doar pe puterea oamenilor, reconstruirea nu ar fi fost posibilă. În timp ce unii voluntari au lucrat la reconstruirea bisericii, alții au lucrat la centrul comunitar Suelen da Silva, cunoscut ca Son José Sabores sau Vise și Arome. Timp de ani de zile, acest centru a servit drept refugiu pentru sute de oameni defavorizați și a oferit mâncare caldă, haine și posibilitatea de a face duș. Din nefericire, și acest centru a fost puternic deteriorat. Voi fi sinceră, viața în această comunitate e foarte dificilă. Mulți sunt fără adăpost și trăiesc în condiții precare. Ei trăiesc din strângerea și reciclarea gunoiului. E o penurie de apă, de salubrizare, de hrană. Centrul comunitar era singura lor sursă de ajutor. După 4 luni de muncă, Operation Blessing a ajutat la instalarea unor noi dușuri, toalete, a unei bucătării noi, a unei săli de mese și a unei clase noi cu bănci pentru copii. Sunt foarte recunoscătoare pentru Operation Blessing. Nu mi s-a întâmplat niciodată ceva atât de semnificativ. Vă puteți imagina câți oameni beneficiază zilnic de serviciile acestui centru. Ei vin aici să ia prânzul, cina și să facă duș. Organizația Operation Blessing va fi apreciată mereu în această comunitate. În urma inundațiilor catastrofale, calitatea apei s-a deteriorat în Rio Grande do Sul. Inundațiile au contaminat resursele locale de apă cu moloz, materiale poluante și deșeuri, astfel că apa potabilă a devenit și mai limitată. E o mare provocare, deoarece după dezastru, curățarea e și mai complicată.
În unele zone rurale, cu puține resurse, Operation Blessing a colaborat cu Biserica Betel și le-a asigurat localnicilor apă potabilă, hrană și pachete de igienă. Echipa de știri CBN a realizat un reportaj despre un eveniment recent, în cadrul căruia cele două grupuri au ajutat numeroase familii pentru a-și spăla hainele. Azi am ajutat 170 de familii din cartierul Fatima, una dintre zonele cele mai afectate de inundații. Am distribuit cutii cu hrană, pachete de igienă și o spălătorie automată pentru ca localnicii să-și poată spăla hainele. Operation Blessing a colaborat și cu pastorul Mateus Tasso imediat după dezastru pentru a ajuta 10.000 de oameni afectați de inundații. Ne rugăm mereu să putem fi martorii lui Dumnezeu și când inundațiile au lovit zona într-un mod de neimaginat, acest fapt ne-a oferit oportunitatea de a împărtăși iubirea lui Dumnezeu. Pastorul Tasso a spus că oamenii au venit la biserică în număr record pentru prima dată. Printre ei se află Gabriel Rodriguez, o lideră a comunității și membră a unei bande care a rămas impresionată de lucrătorii organizației Operation Blessing și de membrii bisericii care au lucrat adesea în cartierul său. Merg în continuare la biserică, deoarece îmi oferă pace și liniște în această perioadă de haos în care trăim. E copleșitor, dar în biserică pot să fiu eu însă. 5 luni mai târziu, în timp ce statul Rio Grande do Sul încă reconstruiește, Traverso vorbește despre reziliența și spiritul de unitate de aici, dovedind că până și în mijlocul provocărilor, compasiunea și comunitatea poate duce la recuperare și reînnoire. Majoritatea afacerilor s-au deschis din nou și vrem să reinvestim profitul. Ei vor să pună taxe mai mici, deoarece vor să binecuvinteze comunitatea. Studenții de la Universitatea de Stat din Mississippi spun că viețile lor s-au schimbat pentru totdeauna după ce au văzut cum lucrează iubirea lui Dumnezeu la un eveniment marcant de închinare din această lună. Potrivit Unite Us, mai bine de 6.000 de studenți s-au închinat împreună. Acea noapte a fost marcată de rugăciune puternică, pocăință și botez în apă. Potrivit Unite Us, aceasta este o mișcare a studenților care se întrunesc pentru a înălța numele lui Isus. Evanghelistul Tania Prut spune că mai bine de 2000 de oameni au răspuns chemării lui Isus la mântuire și peste 800 de studenți au fost botezați în campusul Unitas în ultimul an. Emisiunea Mapamond Creștin se încheie aici. Mai multe știri puteți găsi pe site-ul nostru la secțiunea Știri Creștine, pe canalul de YouTube principal Alfa Omega TV, pe canalul de YouTube de știri Alfa Omega News, pe Facebook Știrile Alfa Omega și pe TikTok Alfa Omega News. Sunt Codruța Burghelea, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau o nouă întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci vă spun la revedere și Dumnezeu să vă binecuvânteze!